Să ne ridicăm, să ascultăm cuvântul Lui Dumnezeu din cartea profetului Daniel, de la versetul 25 până la 27. Daniel, capitolul 6, începem cu versetul 25. După aceea, împăratul Dariu a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăția. Pacea să vă fie dată din Belșug poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, că cel este Dumnezeu cel viu și el de nu e veșnic. Împărăția lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește, el face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Amin. Am fost solicitat să particip la acest studiu, în moment ce cei doi frați care se ocupă nu sunt aici, și să duc la o concluzie primele șase capitole ale cărții lui Daniel. Știți că această carte, profetul Daniel, carte profetică, are 12 capitole și se împarte în două, două jumătăți care se condiționează una pe alta. Prima jumătate are în conținutul ei relatări istorice de la Curtea Regilor Babilonieni. Cea de-a doua jumătate conține profeții extrem de precise referitoare la istoria poporului evreu în mijlocul neamurilor, situație în care au ajuns datorită exilului babilonian. Cartea este scrisă de Daniel, care a fost prim-ministru al câtorva regi ai Babilonului. Cum a ajuns un evreu să fie prim-ministru al Imperiului Babilonian? Bine, cum a ajuns Daniel în Babilon? Știm că s-a născut în regatul lui Iuda, a trăit sub domnia unui rege foarte blu, bun și evlavios, regele Iosia. În timpul acestea, poporul iudeu a cunoscut o reformă religioasă impresionantă. Poporul a fost întors de la idolatrie, la închinarea adevărată, închinarea față de Iahve, Dumnezeul Evreilor. Cartea legii, știți că a fost găsită, a fost pusă din nou la cinste. Poporul a, îndemnat, a fost îndemnat să citească cartea, să trească după cerințele ei. Daniel era tânăr pe când regele Iosea efectua aceste schimbări religioase importante, care, în intenția lui, uh, 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 erau să asigure poporului. Rezidența în țara pe care Dumnezeu le-a dat-o din vechime, să nu fie dus și în exil. Știți că regele Iosia s-a înspăimântat de lucrurile care le-a citit în Cartea Legii, că se întâmplă cu cei care se îndepărtează de Dumnezeu și a cerut să îi se spună de către prorocița Hulda care este viitorul țării lui. El dorea să evite robia, de aceea a îndemnat pe toți uh, cetățenii pregatul lui Iuda să se întoarcă cu toată inima la Dumnezeu, au sărbătorit Paștele și așa mai departe, sărbătorile scrise în lege și au făcut legământ să nu se îndepărteze niciodată de Dumnezeul adevărat. Acum, capitolul 1 din cartea Daniel se deschide cu un paragraf care explică felul în care Daniel și alți iudei au ajuns în robie. Imediat după moartea lui Iosia, fiul acestei, Iachim, a uitat toată evlavia tatălui său și a târât poporul înapoi la idolatrie. Regele Babilonului, Nebucarnețar, a apărut în Iudeea. Ioachim n-a avut de ales, i s-a supus. Dar Nebucarnețar a luat atunci o parte din nobilimea țării în exil. Pe cei mai însemnați oameni din țară i-a luat în exil. Daniel și prietenii lui sunt din familia regală, așa spune cartea, de aceea ei sunt printre cetățenii care sunt duși în exil. Nimeni nu bănuia tragedia care urma să fie experimentată de iudei în acele zile cei mai mulți își închipiau că după trecerea câtorva luni, cel mult câțiva ani, cei luați rob se vor întoarce înapoi în țara lor și asuprirea babiloniană va lua astfel sfârșit. Toți sperau că iudeii vor putea relua viața lor politică și religioasă ca și înainte, fără imixiunea din partea babilonienilor. Dar în realitate, cu luarea iudeilor în exil se termina un capitol important în istoria lor, se încheia o epocă ce durase o mie de ani și începea un alt capitol al istoriei lor, mult diferit de tot ceea ce fusese înainte. Sunt unele schimbări care se pretrec în viața noastră, dacă suntem ascultători de Domnul care nu mai pot să reia situația care a existat înainte. Primul paragraf al cărții lui Daniel ne arată câteva din schimbările suferite de poporul iudeu pentru unii a avut loc o schimbare de teritoriu. Din Iuda au fost luați și duși în Babilon. Apoi pentru cei mai mulți dintre iudeii care ajunseseră în Babilon avea loc și o schimbare de religie. Da, o schimbare de Dumnezei. Ei nu voiseră să slujească cu credincioșie lui Iahve, Dumnezeul adevărat în țara lor. De aceea Dumnezeu le-a spus și a avertizat din vechime, dacă nu vreți să-mi slujiți mie în țara pe care vă dau, vă duc eu într-o țară străină unde va trebui să slujiți unor Dumnezei străini de piatră, de argint, de aur și așa mai departe. Nu-i interesant că în momentul în care au ajuns în Babilon, Nebucanețar a înălțat un chip impresionant și a început tuturor poporilor să se închine. Dar ce numai patru iudei erau în Babilon? Și ce s-a întâmplat cu ăștia? Toți și-au plecat genunchi înaintea acelui chip. S-a împlinit și a spus Dumnezeu. Nu vreți să slujiți în libertate, în țara pe care vă dau, veți sluji în robie unor Dumnezei de piatră lucrul ăsta se întâmplă mereu și mereu. Sunt copii de credincioșilor care nu vor în libertate să slujească Domnului. Și atunci ajung robi. Roba ai patimilor, robi ai drogurilor, robi ai beț be beție și așa mai departe. Ajung să slujească unui mezei care sunt tirani și le distrug viața. Din mulți evrei care se Aflau la curtea lui Nebucadnețar, am spus că doar patru au rămas necontaminați de închinarea idolată a Babilonului. Daniel și cei trei prieteni ai lui. Celălalt au fost forțați să se închine chipului lui Nebucadnețar. Și cum am spus că iudeii experimentau odată cu strămutarea în Babilon și o schimbare de religie. Domnul avertizează, avertizase cu privire la această realitate pe care o vor experimenta. Dar mai era o schimbare foarte importantă ce urmau iudeii să o experimenteze era vorba de schimbarea tipului de guvernare la care Dumnezeu îi supusese pe evrei. Timp de o mie de ani de când deșiseră din Egipt, evreii avuseseră parte de o guvernare numită teocrație. Da. În forma de guvernământ numită teocrație, Dumnezeu este cel care conduce țara și poporul. În Israel, Dumnezeu era rege, el era legiuitor, el era și judecător. Ei nu aveau nevoie de o altă conducere. Dumnezeu e o crotea. Dacă dușmanii atacau, Dumnezeu ne-a spus că le ridică imediat un conducător militar și de câte ori citim în cartea judecător că le-a ridicat un, un, un conducător sau în cartea lui Samuel sau a, a, a cartea regilor, le-a ridicat un, 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 un izbăvitor care cu câteva sute de oameni a înfrânt armate impresionante. Dumnezeu era cel care domnea în Israel. Dumnezeu le asigura roade în țară și un trai frumos, Dumnezeu se îngrija să le administreze dreptatea în țară prin legile sale, prin judecătorii ridicați de el. Când evreii au vrut un rege, Dumnezeu a continuat să conducă țara prin regele țării, cărei a cerut să citească legea și să urmeze sfaturile pe care el le pusese acolo pentru rege. Când era nevoie, Dumnezeu comunica direct cu cei pe care el îi pusese în cercul de conducere al țării. El dădea comenzi judecătorilor și regilor, fie direct, fie prin profeți. Le cerea să întreprindă acțiuni și să poarte războaie. Lui Saul a spus, du-te și nimicește pe amaleciți, până la ultimul. Astfel de porun, să nimicească neamuri care ajunseseră sub judecata lui. Israelul era un popor condus direct de către Dumnezeu. Iată în ce consta forma de guvernământ numită teocrație. Dumnezeu își asuma responsabilitatea pentru tot ce cerea el conducătorilor puși de el, dacă urma într-un totul sfatul lui. Dumnezeu îi asigura că el îi va binecunta și își asuma responsabilitatea pentru tot ceea ce cerea. În cartea profetului Daniel, Dumnezeu comunică poporului său că teocrația ca formă de guvernământ era o realitate a trecutului. S-a terminat. De aici încolo, evreii nu mai erau conduși de către Dumnezeu în mod direct. El nu mai comunica direct cu ei arătându-le ce să facă, ci ei urmau să fie sub autoritatea neamurilor. Până când? Până la sosirea lui Mesia. Vă ziceți aminte că Ezechiel a descris foarte frumos cum slava lui Dumnezeu s-a ridicat pe templu, s-a îndreptat spre poartă de sărit, a stat acolo câtva, s-a îndreptat spre muntele, din spre și de acolo a dispărut din vedere. Drept urmare a îndepărtării slavă lui Dumnezeu, evreii sau iudei au fost scoși din țară și duși în Babilon. Neamurile urmau acum să-i domine până la venirea lui Mesia. După 70 de ani, mulți evrei s-au întors din robie dar deși erau din nou în țara lor, tot sub stăpânire străină au rămas. Au plecat babilonienii, au venit medopersanii, au plecat perși, au venit greci, au plecat grecii, au venit romanii. Sub acești domne ai lor evrei au suspinat după libertate, ar fi vrut să-i alunge și să fie din nou liberi, dar toate eforturile lor n-au dus la rezultate substanțiale. Doar 70 de ani evrei au fost independenți, în dependență foarte, foarte fragilă, de la 135 până la 65 înainte de Hristos. Aceasta după ce au lungat pe eleniștii sirieni, care îi domina sute de ani, dar curând după ce au venit romanii și au subjugat și mai tare. Acum, ce înseamnă că evreii nu mai erau sub forma de guvernământ numită teocrație? Foarte important să înțelegem acest lucru. De exemplu, ați auzit pe unii critici ai Scripturii că ei nu pot să accepte literatura Vechiului Testament că această literatură este inspirată din moment ce descrie un Dumnezeu care cere poporului său să nimicească alte popoare? Trudit, trecând pe stradă, am intrat în vorbă cu un vecin și când am ajuns la punctul ăsta, ce până aici, nu vreau să audă un Dumnezeu care cere poporului său să distrugă alte popoare. Ați dat de oameni de aceștia, nu? Sau, Ați auzit pe islamiștii teroriști că se justifică în actele lor teroriste cu argumentul că în Vechiul Testament Dumnezeu cere poporului său să distrugă pe alții, pe infideli. Scrie în lege că dacă în mijlocul cetății apare unul care instigă la trecerea la o altă religie, ce să facă? Să facă cercetă și dacă este adevărat, omul acela să fie distrus, el și casa lui, nu? Sau dacă o cetate întreagă renunță la credința în Dumnezeu, cetatea întreagă să fie distrusă. Desigur că toți aceștia nu pricep nimic din felul în care Dumnezeu a acționat în istorie, nu înțeleg nimic din, din ceea ce a fost teocrația, forma de, guvern, de guvernământ sub care Dumnezeu i-a ținut pe evrei timp de o mie de ani. Și acum câteva precizări. Niciun alt popor al Pământului n-a fost sub o croție reală în afară de evrei. Numai evrei au fost luați de Dumnezeu ca popor a lui, pentru care el a spus că îi va conduce din punct de vedere politic, social și religios. Unii americani cred că aceeași realitate a fost și cu Statele Unite ale Americii, dar dacă este adevărat că fondatorii Americii au fost credincioși și au crezut că pun aici bazele unui popor ce intră în legământ cu Dumnezeu, ca evrei, ei n-au pretins niciodată că pun bazele unei teocrații și n-au -au, uh, sfătuit niciodată uh, la, la instaurarea unei teocrații în America. Să fim clari în privința asta. Teocrația a fost doar a evreilor, de la fondarea lor ca națiune, când au fost școlti în Egipt, până la robia babiloniană. Acolo s-a terminat teocrația. Pentru că Dumnezeu este un conducător perfect, teocrația are rezultate și poate să lucreze. El cunoaște toate lucrurile în mod perfect. El a putut cere evreilor în timpul teocrației să meargă la război și să nimicească anumite popoare din jur pe care el voia să le judece, să le nimicească. Are dreptul Dumnezeu să nimicească un popor? Are. Pentru că Dumnezeu este un conducător perfect. Și Dumnezeul acesta li s-a revelat în particular la sina evreilor prin legea dată direct de El. Acest Dumnezeu a putut cere ca evreii să dea morții pe cei care renunțau la credința neahve și se îndreptau spre Dumnezei, Dumnezei fals și ai popoarelor din jur. Pentru că este un Dumnezeu perfect în toate atributele sale. El a putut cere direct judecătorilor săi și regilor săi să meargă la război și să procedeze într-un anumit fel care poate uimi sau contraria. Dumnezeu a cerut uneori evreilor să nimicească o cetate întreagă, cu copii și cu animale cu tot. Niciun alt popor n-a fost sub teocrație și nu a trăit sub această formă de guvernament. Este primul punct. Când Dumnezeu a anunțat pe evrei că s-a terminat cu teocrația, acest lucru însemna că din acel moment Dumnezeu nu va mai comunica cu ei ca și înainte și nu va mai avea cereri ca înainte. Ei, evrei, deveneau ca orice alt popor, trebuiau în domeniul politic să asculte de legile lui naturale. Din moment ce Dumnezeu n-a luat alt popor să procedeze ca și cu evrei, dându-le o formă de guvernament teocratică, acest lucru înseamnă că niciun alt popor nu are dreptul să acționeze ca și evrei atunci când erau sub teocrație, adică să nimicească alte popoare. Niciun alt popor nu are dreptul să extirpeze un grup etnic și așa mai departe. Altceva. Dacă teocrația evreilor a luat sfârșit la 600 înainte de Hristos, acest lucru înseamnă că orice încercare de justificare a unei forme de guvernământ de tip teocratic este aberantă, Este abuzivă, este antiscripturală, este de neconceput. Dumnezeu nu a inaugurat o altă teocrație în istorie și nu va mai aduce în ființă o altă decât atunci când va veni unsul Său. Atunci istoria va cunoaște o altă teocrație, domnia Fiul lui Dumnezeu peste pământ. Încă ceva. Noi avem o explicație pentru faptul că în Biblia evreilor și a creștinilor scrie că Dumnezeu a cerut odată exterminarea unui grup etnic sau unui popor. Avem o explicație. Știm ce înseamnă teocrația și știm cum a funcționat. Știm că acea realitate a fost executată doar când Dumnezeu a fost rege în Israel. Doar când evreii au fost sub formă de guvernământ numită teocrație. Pentru că Dumnezeu știe toate lucrurile și are în vedere scopuri care pentru noi nu sunt clare sau evidente sau concludente. De aceea El a putut să ceară poporului Său lucruri pe când era sub teocrație, a putut cere lucruri pe care conducătorii politici în vremea noastră nu le pot cere niciodată. Nimicirea unui popor, uciderea vrăjitoarelor, nimicirea închinătorilor idolatri și așa mai departe. Și acum, din moment ce teocrația a luat sfârșit, Nimeni nu are dreptul să dea morții pe alții pe motive religioase, pe motiv că nu are o credință adevărată. Nimeni nu are dreptul la persecuție religioasă, să suprime pe alții din punct de vedere fizic, pentru că nu au o credință adevărată. Papii au procedat ca și cum ei erau Dumnezeu, ca și cum ei erau infailibili și cunoșteau toate lucrurile, inclusiv ce este bine pentru societate și omenire. Așa procedează la ora actuală ayatolahii și mulahii musulmani. Ei cred că trăiesc într-o teocrație care este justificată de revelația lor în Coran. La 600 înainte de Hristos, când primul grup de evrei a fost dus în robie, atunci s-a încheiat o epocă din istoria lor, teocrația. Evreii trăiesc la ora actuală ca și orice alt popor. De fapt, ei sunt sub autoritatea neamurilor. Când Domnul Isus a venit și a fost respins ca rege, le-a spus, Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până la vremea Sfârșitului Luca 21 cu 24. Când va veni mesia, el va inaugura o nouă formă de teocrație. Iată importanța cărții lui Daniel. Ea marchează trecerea de la teocrație la o formă de existență politică și socială sub controlul neamurilor pentru poporul evreu. Dumnezeu a comunicat atunci că din acel moment niciun alt conducător politic sau religios nu poate acționa ca Moise sau ca Iosua sau ca David. Aceasta este una din întrebările elucidate de cartea profetului Daniel, ce s-a întâmplat cu forma de guvernământ numită teocrație. Cartea apoi schițează istoria omenirii până la venirea lui Mesia. Schițează toată istoria omenirii până la venirea a doua a Domnului Isus Hristos. Cum o schițează? Am spus că primele șase capitole sunt istorie. Ele arată ce s-a întâmplat la curtea regilor babilonieni în timpul celor șaptezeci de ani cât a durat acest imperiu dar în timpul descrierii evenimentelor de la Curtea Regilor Babilonieni sunt oferite o serie de informații de ordin profetic. Să ne gândim în capitolul 2 la visul lui Nebucadnețar, visul căruia Daniel a oferit tâlcuirea. Cel vis arată că pe scena politică a lumii vor apare patru imperii universale. Sunt descrise prin metalele care formau chipul acela impresionant. Capul de aur, Imperiul Babilonian, pieptul brațele, Imperiul Medo-Persan, coapsele de ramă, Imperiul Grec. Bine, picioarele de fier reprezentau Imperiul Roman. Visul mai prevedea că la un moment dat o piatră desprinsă din munte fără nevoia vreunei mâini omenești va spulbera toate aceste imperii și ea va aduce în ființă împărăția cerurilor care nu va avea sfârșit. Și cum celelalte capitole din prima parte a cărții ne arată că Dumnezeul Biblie este cel care domnește și la Babilon. Nu regii Babilonii în domnesc în realitate, ci Dumnezeul biblic domnește și acolo. Ei, regii Babilonului, trebuie să se plece înaintea lui și să asculte de el. Asta demonstrează cele șase capitole. Urmează însă alte șase capitole care sunt profetice. Ele arată mai amănunțit ce se va întâmpla pe scena lumii până la venirea lui Mesia a doua oară. Bărbecele medopersan va fi distrus de țapul venit din apus. Știți că aici descrierea lupte dintre greci și persani în care țapul venit din răsărit Macedon distruge berbeșele cu două coarne, Medo persani. Și aici este o, o informație extrem de importantă care prin inspirație divină Daniel a avut uh, acces. Uh, țapul în limba greacă este Aegos. De unde vine țapul ăsta? Din Apus. Cum se numește mare care e la Apusul Asei până unde se întindea Imperiul Babilonian. Marea E, G, e Marea Țapului, nu? Daniel a știut că de acolo va veni regele acesta care va distruge Imperiul Medo-Persan. Cartea mai prevede că peruinele Imperiului Grecesc se vor forma patru regate, dintre care două, cel de la nord de Israel și cel de la sud de Israel, se vor război între ele și Țara Sfântă va avea desferit. Cartea arată de asemenea care este timpul venirii lui Mesia, sunt mai multe informații care arată precis venirea lui Mesia în istorie. Un set de informații care ne arată când va veni Mesia este obținut din proporțiile chipului văzut de nețar. Cei care cunosc cartă, poate semn, conștient de lucrul ăsta, că dacă e vorba de proporția trupului uman, capul intră în restul trupului de șapte jumate 8 Ok? A, cât a durat capul reprezintă Imperiul Babilonean? Cât s-a ne-a durat Imperiul Babilonean? 70. 70. Înmulțit 70 cu 7 jumate cu 8 și unde ajunge? La 500 și ceva de ani, exact cât a fost până la Domnul Isus Hristos. Atât trebuiau să dureze aceste imperii până la venirea lui Mesia. Mai este un alt tip de informație care arată când va veni Mesia. Daniel vrea să știe până când vor fi aceste calamități care se vor abate peste poporul Domnului, că va fi sub neamuri și așa mai departe. Uh, îngerul îi spune că de la darea decretului pentru rezidirea Ierusalimului vor trece 69 de săptămâni sau heptade. Decretul e la 453 înainte de Hristos, înmulțit 69 cu 7, 483, nu? Scădeți sau ăsta și ajunge la anul 30 în era noastră. Exact anul în care Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim, moare și se pentru noi. Sunt date exacte, cineva a calculat pe baza datelor din Daniel și ziua, zice că și ziua când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim este prescrisă cu preciziune în cartea profetului Daniel. Cartea asta spune că la capătul celor 69 de săptămâni unsul va fi stârpit, tăiat și nu va avea nimic, dar va veni prințul unui popor care va distruge Ierusalimul. Păi este o altă săptămână, a 70, ce s-a întâmplat cu ea? Săptămâna asta nu s-a întâmplat în istorie. Urmează să se completeze, să se adauge la cele 69 care s-au oprit la moartea și învierea Domnului Iisus Hristos în momentul în care biserica e luată de pe pământ. Aici e informația că la capătul celor 69 de săptămâni apare în istorie Biserica Domnului Iisus Hristos, care e o taină, va fi luată la fel în mod tainic de pe pământ, ne spune Apostolul Pavel, și apoi programul cu evrei va fi reluat și se începe săptămâna 70 -a. Știți în ce constă această săptămâna 70 -a? Săptămâna în care, timp de șapte ani, pământul cade în mâinile lui Anticrist. La sfârșitul ei, Domnul Iisus Hristos vine a doua oară și își întemeiază împărăția. Cartea lui Daniel descrie o, o imagine impresionantă cerească în care The Ancient of Days, Îmbătrânitul de Zile, înaintea lui vine Fiul Omului și îi se dă stăpânire peste toată lumea. Cine este Fiul Omului? De titlul sau numele pe care Domnul Iisus Hristos și l-a aplicat în mod preferențial. El este Fiul Omului care primește domnia peste întreg pământul. Și acum câteva concluzii așa cum în primele șase capitole Dumnezeu a arătat că El este stăpânul istoriei și procedează suveran așa cum îi place și nici regii, împărații Babilon nu-i pot sta împotrivă. Tot așa El anunță că istoria va merge pe drumul pe care El l-a stabilit dinainte. Dacă istoria prezentă, cea desfășurată sub ochiul lui Daniel la Babilon, arată că El e suveran, ce ne împiedică să credem și să concluzionăm că El va conduce istoria și în viitor și va realiza planurile pe care El le-a anunțat deja. Dragii mei, noi suntem în mâinile acestui Dumnezeu suveran care a planificat istoria, care conduce istoria și care finalizează istoria în conformitate cu planurile sale glorioase și în acord cu promisiunile Lui minunate pe care le-a făcut, le-a făcut nouă. Promisiunea finală că ne va duce în împărăția sa veșnică slavi să fie mântuitorul nostru. Amin. Amin. Încheiem serviciul acesta și mulțumim Domnului și pentru seara aceasta. Tatăl Ceresc, înaintea ta ne plecăm cu bucurie, cu recunoștință, pentru faptul că ne-ai deschis și nouă ochii să putem să pricepem, să citim scripturile, să înțelegem scripturile și prin Duhul Sfânt să putem să anticipăm împlinerea planurilor tale glorioase în istoria omenirii și a pământului, Mulțumim că suntem parte din aleșii tăi, din Sfinții tăi. Și mulțumim că în Scriptura ai spus că Sfinții vor moșteni împreună cu tine Pământul, Universul. Mulțumim că împreună cu Domnul nostru avem un viitor așa de minunat. Ajută-ne pe fiecare să te iubim, să te prețuim, să te cinstim, să te ducem în în mod exclusiv. Nimic din lumea aceasta nu se prinde de noi. Făcă în momentele acestea în care atâția oameni intră în apostazie, se depărtează de tine și își neagă credința să fim parte în acea rămășiță care stă pe poziție și păstrează cuvântul, păstrează credința și păstrează loialitatea față de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și Harul Domnului nostru, iubirea Tatălui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi acum și totdeauna. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze din Sion.